găsit, dragii mei prieteni și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul muzelor. Ne aflăm într-o zi frumoasă de noiembrie, ne aflăm la Câmpina, unde am fost invitați de ceva vreme de prietena și binecunoscuta Ofelia Florica Haranguș. Vă spunem bine v-am găsit, pentru că noi am venit la dumneavoastră la invitația pe care ne-ați făcut-o acum ceva timp. Bine ați venit la noi la Câmpina și este bine de precizat faptul că ne aflăm în curtea muzeului Iulia Hașdeu. Vreau să ne faceți prezentările, pentru că alături de dumneavoastră ați mai adus câțiva invitați pentru a oferi telespectatorilor noștri și prietenilor emisiunii noastre puțin din ceea ce se întâmplă aici, în viața culturală artistică din Câmpina. În primul rând, aș vrea să vi-l prezint pe domnul Nicolae Chiriță. Este coregraful ansamblului folcloric Ghiocelul al Casei de Cultură Geobogza din Câmpina. Pe care o să-l urmărim pe parcursul emisiunii. Bine ați venit, domnule Chiriță, pentru prima dată la emisiunea Sub semnul muzelor. Bine v-am găsit. Aș vrea să vă spun câte ceva despre ansamblul Ghiocelul. Este format numai din tineret, din elevii liceelor din Câmpina. El înființează de aproximativ 10 ani. În această perioadă a valorificat toate dansurile autentice din zonele folclorice ale Prahovei. Valea Doftane, Valea Slănicului, Valea Prahovei. Ansamblu, vreau să vă spun că este cunoscut pe plan local și sprijinit în același timp de primăria orașului Câmpina. De asemenea, a făcut câteva turnee în străinătate. Putem spune că e aproape cunoscut și pe plan internațional. A fost în Italia, la festivalul de la Fifizano, unde a obținut marele trofeu. De asemenea, la Burgas, în Bulgaria, la festivalul tineretului. Și anul acesta, respectiv acum o lună și jumătate, am fost în Bosnia și în Serbia. Eu, atât personal cât și numele telespectatorilor, vreau să vă felicit pentru aceste activități pe care le întreprindeți aici la Câmpina, pentru că o zonă atât de bogat folcloric și atât de frumoasă cum e Prahova, trebuie promovată și oferit lumii întregi ceea ce au lăsat străbunii pe meleagurile acestea. Vreau să vă felicit pentru acest lucru. Iată, ați participat la foarte multe concursuri, festivaluri. Yeah!
Dar de unde e ideea de a înființa un ansamblu? Să ne întoarcem puțin în timp. Da, vă mulțumim pentru felicitări. Aș vrea să vă spun că această inițiativă pentru formarea ansamblului a pornit de la Colegiul Național Nicolae Grigorescu. Aici un grup de tineri entuziaști, iubitori de folclor, au venit la Casa de Cultură Geo Boxa și au format un grup de dansatori. Lângă acest grup s-au mai atașat și alții și așa, an de an, vin foarte mulți elevi, în special, care doresc să învețe dansul popular. Astfel a început și activitatea doamnei Ofelia Florica Haranguș, tot de ceva vreme. Ați fost toată viața sub semnul cântecului, sub semnul muzelor acestei arte. Știu că în copilărie cântați la titeră alături de bunicul și mama dumneavoastră. Da, eu provin dintr-o, provin dintr-o familie de rapsos populari. Bunicul meu a fost constructor de instrumente populare, de țiteră, un instrument cu coarde. Țiteră. Și, deci, din familie am învățat să cânt și la țiteră. De la mama și de la bunicul meu cunosc foarte multe cântece pe care, după cum se știe, le-am grupat într-un CD-ul editat de Electrecord sub genericul Cine a zis dorului dor.
Mai ales că știm că în zona Prahovei se cântă dorul foarte, foarte mult, mai ales dorul de locurile acestea frumoase. Da, și dorul de, de locul natal, de, sunt cântece de dragoste și dor, sunt cântece de înstrăinare, puteți găsi la noi balade, doine, cine cercetează, cine caută, găsește. Așa este, vorbă, dar nu întâmplător v-am întrebat și am spus că sunt cântece de dor în zona aceasta în care ne aflăm, pentru că dumneavoastră aveți acest cuvânt românesc în suflet, știu. Da, majoritatea cântecelor, nu există un vers unde să nu auzi dor. Și e autentic românesc, da, simțământul lor. Sunt cântece autentice, culese de pe Valea Prahovei, Valea Doftanei, zona unde eu m-am născut și am copilărit și am învățat. Să nu-l mai pot uita, măi, măi, dorul lui și dragostea. Ca să nu-l mai pot uita, măi, măi. Cântă cucul, nu-l aud, măi, măi, ca pleca nei, ca de mult, măi, măi. Fiu singurică-n sat, măi, măi, singură cu dorul lui, ca și puiul cucului, măi, măi. Nicul meu de când te-ai dus, măi, măi, foc la inimă mi-ai pus, măi, măi. Când ai plecat din sat, o țin numai într-un oftat, măi, măi. Au dat o cire și-n floare, eu stau singuric în vale, măi, măi. Vino neicuță înapoi, măi, măi. Veneai ca să-mi dai gură, măi, măi, la fântâna din Poiană, unde ne-am iubit o vară, măi, măi. Și de nopțile cu lună, când veneai ca să-mi dai gură, măi, măi, la fântâna din Poiană, unde ne-am iubit o vară, măi, măi. Alături de noi se află Mlădițele Câmpinene. Eu v-am întrebat de copilăria dumneavoastră tocmai de asta, pentru că iată că din dragostea de cântec, din copilăria dumneavoastră, încercați să duceți mai departe această tradiție și să instruiți, ca să spunem.